și acum vă provoc la un festival din Brașovul de altă dată, dragii mei. Să știți că este o reîntoarcere în timp, cu iz antic, cu muzică de pian, de saxofon, de contrabas. Numele restaurantului vine de la anul în care farmacistul Greif a inventat bitterul. Se spune că este un elixir pentru toate gusturile. Pentru că este duminică, vă invit la șosea, la o cafenea și restaurant în același timp și nu oriunde, în Brașov, în inima Brașovului, pe strada Republicii, în locul de promenadă al brașovenilor, să descoperim împreună un local interesant care păstrează farmecul perioadei interbelice și să aflăm care este istoria acestui loc. Deci acest loc simbolizează coroana Brașovului, funcționează din 2010, acum 14 ani a fost chiar pe strada Mureșenilor, s-a mutat de curând aici, a funcționat de asemenea din 2004 până în 2009 la Hanu Manuc în București, două restaurante, nu mai există niciunul, este singurul care are o ambianță deosebită și ceea ce e de remarcat sunt obiectele care sunt foarte vechi, dintre cele două războaie, poate chiar mai vechi, colectate de niște persoane deosebite din Brașov. Da, am văzut că de la costumele care se purtau pe vremea aceea până la obiecte de uz casnic și nu numai, foarte interesante toate, compun această atmosferă retro. Este vizitat de foarte, foarte multă lume și atât brașovini cât și turiști străini. Revin cu plăcere pentru că serviciile sunt la nivel internațional, de asemenea și bucătăria. Totul este, creează o ambianță deosebită, remarcând că marța și vinerea este muzică de jazz. Vin atât tineri cât și vârstnici și, sigur, fiind unic, este și va trebui promovat pentru toată lumea. Ținem să-i felicităm pe cei care au înființat această unitate, care este singură la ora actuală, nu numai în Brașov, cred că chiar în Europa de acest gen. Cum arăta în perioada tinereții dumneavoastră localurile de duminică? Cum arătau? Ei, nu se compară, erau localuri tradiționale, dar mai simple, nu se compară cu ceea ce există la ora actuală în Brașov. Ce serveau brașovenii duminica atunci când ieșeau la o cârciumioară? Păi ei erau în special mititei și meniurile românești, acum sunt meniuri internaționale. Această unitate este aliniată la tot ce se servește în lume, bucătăria este chiar, există bucătari străini, personalul este foarte amabil, de aceea este tot timpul plin, atât ziua cât și în special seara.